Felul în care tu te simți cu tine e cel mai important. Dar când vin confirmări din exterior, e și mai important să vezi că nu doar tu simți anumite schimbări din tine și din viața ta, ci văd și cei din jurul tău. Mâncând la ore fixe, cantități prestabilite și mai ales varietatea care există în meniuri, nu mi-a fost foame niciodată. N-am avut senzația de imposibilitate de a merge mai departe cu task-ul sau cu ce aveam de făcut, că mi-era foame, cum aveam înainte. Cel mai interesant a fost după vreo 2 săptămâni de mâncat de la Lifebox, la kinetoterapeut, când m-am dus, m-a întrebat dacă se întâmplă ceva, sunt obosit, am o stare mai ciudată, dar ce s-a întâmplat? Păi vă lipsesc vreo 2 centimetri din șolduri. Ok, se vede, funcționează. Ăla a fost primul moment în care am zis, mă duc acasă și mă și cântăresc, neapărat să văd. Și atunci am văzut că eram 4 kg mai puțin decât 2 săptămâni înainte când am început. Și asta cred că a fost și datorită faptului că am mâncat exclusiv Lifebox și bine, am băut apă. Aș recomanda Lifebox tuturor persoanelor care au un stil de viață destul de aglomerat, dar și persoanelor care înțeleg că varietatea alimentației este foarte importantă. Fiind expus la așa de multe feluri de mâncare, așa de multe ingrediente care veneau în fiecare zi în meniu, care, apropo, nu s-a repetat niciodată, adică într-o lună de zile nu am văzut să fie un fel de mâncare sau o gustare care să se repete. Dacă de obicei alimentația ta este undeva la 3500-4000 de kilocalorii, cum aveam eu, de exemplu, și alegi una la 1500, în primele zile, într-adevăr, o să simți așa o senzație de plutire. Dar în momentul în care corpul se stabilizează și cantitatea de alimente care intră este una reglată din start, încep să vezi imediat diferențele. Dormi mai bine, dormi mai dens, mai adânc, mai liniștit și te trezești dimineața fără probleme. Pe lângă faptul că mă ajută în corp, ca și alimentație, ca și a scad în greutate, primești toți nutrienții de care ai nevoie balansat de-a lungul zilei, nu amestecat aiurea într-un mod haotic, te întărești pe tine ca decizie interioară, ca și structură psihică, pentru că te ajută să vezi că îți poți stăpâni corpul. Unul din lucrurile pe care cel mai greu le stăpânim. Ai un șef care gătește pentru tine, meniurile sunt puse în cutii, vin sigilate, dezinfectate, le poți lua direct și le poți consuma fără să te gândești că, nu știu, trebuie să le mai cureți, să le mai speli și așa mai departe.